Salutare! Astăzi suntem cu profesorul Trăznit Spooky de la Fun Science. Am încercat să testăm mai mult decât o mâncare astăzi. Ne-a dat un prieten al nostru o idee să testăm croasante. De ce? Pentru că în multe sunt prezentate cu o tonă de cremă înăuntru și cele mai bune și înăuntru este așa un filicel maro în care se crema. Și am zis, hai să vedem ce se află în aceste croasante. Prima care o alegem este 7 Days Max. Mai există de alea normale? Există, normal. Asta este unul normal, nu este duo, nu este... A, da, te referi la Max ca mare, nu cred că mai este, cred că Max e nou normal. Nu, dar ai văzut că le-a făcut aia câte o pâine? Da, le-am văzut, dar sunt imense. Eu mănânc foarte multe dulciuri, asta deși, e chestia, că eu ador dulciuri. Max să mănânc dulciuri. Nu fac foarte bine, dar eu ador orice fel de croissant și chiar sunt curios să fac diferența între ele. Sincer, niciodată n-am făcut. O să pun mâna pe el, m-am spălat pe mâine. N-are nimic. Ok. E multă cremă. Da, asta e bun. Și pare puffy. Da. Puffy, waffy. Mă rog, nu e nici foarte pufos, dar nici foarte, cum se cheamă, foarte sfărâmicios. Miroase foarte bine. Nu? Da. Yeah. Asta este gustul, nu că fac reclamă sau ceva, dar acesta este gustul pe care eu îl asociez cu croissantul. Pentru că e foarte widespread acest tip de croissant. A, și pentru tine asta este etalonul, știi? Asta este standardul. Deci pentru mine asta este unul super bun. Al doilea este croissantul casei, nu știu, al casei cui. Croissantul casei la mine acasă. Asta că, făcut în casă, în casa cui a fost făcut, vreau să știu. Alca are o casă. Uite ce scrie Alca. Aha. Da, deci este Alca are o casă în care face croasante și prăjituri. Da. Măi, eu cred că se gândește că, de exemplu, ca la țară, ca acasă, știi cu vine aia cu reclamă, că mă rea pun carmea ca la țară, aici prea frumos ca acasă. Prea frumos ca peste tot. Exact. E gen care folosește rețete cum ar face dacă ai face în casă. Și bunica făcea croasante. De acolo, așa ce e croasant, mâncă niște croasant. Hai să vedem ce e drăcia asta. Măi, sincer, ăsta n-am mâncat absolut niciodată. E mult mai slăbut săracul. Da, mă rog, mărimea acum e irelevantă, că poate să fie și oricum diferența de preț între ele este între 1,79 cel mai scump și cel mai ieftin 65 de bani sau ceva genul ăsta. Deci, mă rog, nu e. Mie miroase oțet. Dar, serios. Dar mie nu miroase nimic. Hai să vedem ce gust are. Sunt curios. Puffy e la fel de puffy. E. Dar n-are gust de ciocolată. Ciocolată n-are gust de ciocolată, zic bine? Mm-hmm. Adică e o cremă dulce. E o cremă, da, dar nu e ciocolată. Dar n-are gust de ciocolată. E ok, l-aș mânca. Da, dar n-ar fi neapărat, e o chestie relevantă. Da. Exact. Dar nu poți zici că are gust de ciocolată. Nu, gust de ciocolată și, nu știu, mie miroase oțet. Dar nu știu, crema și blatul, un pic ciudat. Da, mă rog, e da. Ok. Următorul este Chipicao. Asta mâncam foarte mult când eram mic, nu? Exact, știi când erau alea cu Pokémon de tot felul de drăcii. De cap, deci s-a fost unul din cele mai populare croissant de pe primul. Deci ăsta e făcut tot de ăștia de la 7 Days. Exact. De, dar e alt... Stai că acum de fapt, Chipita. Am ca o surpriză, deci mă bucur tare mult că și-a păstrat tradiția. Head for the stars. Boom. Jumătate tu, jumătate eu. Exact. Uite, miroase ciocolată. Da, acum chiar miroase ciocolată și nu mai miroase oțet. Auzi, chiar e aceeași cremă folosită în Chipicao și în Sevona. Măi, bănuiesc că da. Este că l-avem aici. Adică sunt curios, adică care faza, adică bun, este targetat către mai mult către copii Chipicao și 7 Days către... De să vezi, miroase diferit. Da? A, dar să vezi și culoarea. Uite. Da. Și are gust diferit. Da, sunt un pic mai mărui, nu? E mai mărui ciocolata. Da. Asta e diferența. Și chiar și blatul nu are același gust. Uh-huh. Deci e o altă rețetă. Boromir. Românescă. Bun. În parte bucurii. Aromat, pufos și delicios. Stai că asta e. Să ne cam leșinat așa de căldură. E foarte moale. Știi cu ce pare? Pare că ar avea sirop de ciocolată. Cam așa ceva. Zici că e consistență de sirop aproape. Da, nu știu. E un asemenea asta cozonac. Deci miroase a cozonac, miroase a lămânii, coși de lămâni. Păi, pare gust de ce cozonac. Cei de la Boromir sunt cunoscuți că fac cozonac. Da, deci are exact gust de cozonac. Nu? Exact gust de cozonac cu cremă de cacao. Dacă nu mai fac bun. Uh-huh. E cu rom. Da. Deci este clasică, este gen... Imaginați-vă ciocolată cu rom topită peste cozonac de casă. Deci are jur că are gust de cozonac de casă. Și-au păstrat tradiția de a face cozonac și în cornuri. Dar nu e un lucru nașpa neapărat, nu? E ok. Deci, măcar îl diferențiază cumva de...
de restul. Și chiar are gust de cele făcute în casă. Bunica mea nu făcea croissant, dar mâncare alte bunici. Și avea exact gustul ăsta. Următoarea este o chestie autentic italiană, Bauli, nu? Bauli? Bauli. 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 Bauli, nu știu exact cum se citește. Bauli, ragazzo. Oven baked chocolate, multe cuvinte. Deci astea are niște trei puncte. Zici că e de-aia de la codul Morse. Alfabetul la codul Morse. Mă, dar ce e asta? Ce adevărat? Ce e asta, frate? De ce o... Nu știu. Deci, cum să sunt niște puncte. De ce? Asta da. Deci nu am știut. Acum, de unde gust ciocolata din punctul ăsta sau din ce punct? Depinde din ce punct de vedere. Uite, se și văd unde au fost inserțiile făcute, nu știu dacă se vede. Dacă au băgat trei injecții din astea, ceea ce la celelalte n-am văzut. Deci chiar a fost făcut ce fost băgat, nu, a fost, nu, toate sunt cu injecții. Toate sunt cu injecții. Uite, asta chiar nu știam. Toate sunt cu injecții. Dar are gust de multă făină. Da, nu. Este necopt. Deși, mă, s-a cum să iau ciocolata care... Da, ciocolata nu prea, nu știu cum să o iau. Nu, nu-mi place nici ciocolata asta. Are gust de făină, deci care ciocolată. Exact, exact. E așa foarte grujos, foarte... Da, foarte dubios. Da. Nu me gusta. Simplu, croissant cu cremă cu cacao. Cu cremă cu cacao. Cu cremă cu cacao! Deci asta e marca lor făcut pentru cei de la Carrefour. Nu știu de cine e produs, că... Nu spune. Ei sunt răspunzători dacă se întâmplă ceva. O, chestia mai uscată, n-am văzut, dar are multă cremă. Da, dar nu e chiar uscat, adică nu e uscat de la nașpa să stea în gât. E nu simt să vine. Crema de cacao nu e așa de fină, parcă. Adică e un pic mai din topor, așa. Dar are gust de ciocolată. Da, față de... Adică chiar are cremă, chiar are ciocolată și printre cele mai astea, adică e sub un leu chestia asta, sau maxim un leu. Să zic că față de celelalte mai scumpe ar avea un pic mai uscat blatul, cum spuneai. Da, dar nu e făcut, nu e o cocă de calitate neapărat, dar da. Dar față de Bauli... Eu mănânc doar ciocolată. Ăsta cred că este cel mai ieftin, dar împreună cu cel de la Carrefour sau ceva de genul ăsta. De la 365 Mega Image. Croissant with cocoa filling. Filling. Are asta, o cremă subțire. Vezi că e pufos la fel ca... Ca alea mai scumpe. Exact. Și are multă cremă. Da. Smells really good, actually. Ce cauți? No. Pastel caut. Se vândezu? Miros identic. Știu. Și diferența între ele e cam de vreun leu, adică e dublu. Ciocolata e aproape identică, aici un pic mai aromată, dar în rest e la fel, aceeași. Și, dar și consistența, cum se cheamă, de la cocă. Exact, e identică. E moale, e cum trebuie. Holy cow! Deci am făcut o descoperire în domeniul croasantelor. Trebuie notată în carte de istorie. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este monumental. Am dat spre un croasant. Mai ai ceva de adăugat? Păi, unul la mână, că îmi plac foarte mult croasantele. V-am zis, este o chestie ce iau de obicei când merg pe undeva din travel. Lucrul este că multe dintre aceste croasante au foarte puțină cremă și nu sunt exact ce marketizează ei neapărat pe ambalaj. De exemplu, ăsta cu Bauli, uite cum arată aici. Deci cum să arăți așa ceva cât de plin e și înăuntru are trei bucățele, trei da, urme, nu. Până la urmă, 7 Days-ul și cu 365, adică cel mai scump și cu cel mai ieftin sunt cele mai bune. Nu? Exact, chiar am rămas cu gura căscată, nu mă așteptam. Dacă v-a plăcut acest episod dulce, dați like ca să fiți la curent cu cele mai noi episoade, dați și subscribe. El este Spooky, puteți să-l urmăriți pe canalul Profesorul Trăznit și noi vă salutăm. Goodbye, știință!